Acum. Bună dimineața. Ia să mă dai nu unde ești cu David. Câmpeană. Bună dimineața. Bună dimineața. Am ajuns la Severin, așteptăm, am dat analizele și așteptăm până la ora 4 să intrăm la doamna Mihaela. I-am luat lui Câmpeana o ciorpiță. Gulaș. Un gulaș de vită. Și ce credeți că... Ia zi, mă, ia zi, ce vrei tu, ce mănânci tu, ia zi. Am văzut în meniu fructe de mare și... E topit după fructe. A, fructe de mare, uitați ce am luat lui Daviduțu. S-a săturat de porc. Un platou de caracatiță, creveți, calamari, scoici, de toate. Uite, ia. A venit cu bunicul la oraș aici și Mădărina. Ne mai încă încet. Ia uite, mănâncă el creveții. Ia, pe aici, în sos. Pune-i sos. Ușor. Să-mi face Leonardo acum. E un mare Leonardo. Mănâncă cu poftă, vezi? Cu poftă. De inteligent. Poftă mare, da. Nu mai e nici la ce a fost. Mănânc și eu, am luat platoul ăsta care... Oricum, Câmpeană, nu te-am scos la București, că erai răcită, uite, da. La turnul Severin, aici se mănâncă bine, la Trattoria. La Trattoria se mănâncă bine, că eu știu platoul ăsta, mai am mâncat aici. Așteptăm, așteptăm să intrăm la ora 4 la doctor. Am dat analize. Am dat analize și așteptăm. Bine, prieteni, haideți că mai revenim, mâncăm și noi și ne auzim. Bună seara, de ce râzi, Câmpeană? Câmpeană, dă-i bună seara la prieteni. Bună seara, bună seara. Lumina. Ia uitați toată familia, toți nepoții. Hai. Alex, hai. Leonardo, Mădălina, David, suntem toți. Asta familie suntem. Asta e familia noastră, mai puțin dănuți, bine și mama și frații mei care nu sunt aici. Da, ăia sunt cu familia ăștia, ce suntem noi cu familia noastră, vreau să spun. Da. Alex, îți dau ție telefonul și filmezi tu, treci pe partea aia, ne iei pe toți așa, ca să spunem de unde venim, ce facem, la prietenii noștri. Deci acum, deci, eu nu știu. Bun, spune-o părerea mea și după aia spuneți voi ce vreți, da? Mai de departe, de acolo, așa, ca să ne iei pe toți. Alex. Deci eu vin prieten de la Severin, am fost și ieri și azi la spital cu Câmpeană. Două zile la rând și mai avem și mâine, trei zile. Nu mai spunem de bani, am cheltuit atâția bani, dar vreau să o pun pe Câmpeană toate analizele, din cap până în picioare. Am dat analizele, mâine luăm răspunsul. Am fost cu ea la doctorița Mihaela Benga, care este neurologă. Am fost la doctorul Trocan Alei, care este cardiolog. I-au dat rețete, nu este ceva grav, doar că a fost răcită și de acolo are și mâna, a răcit, bun. I-a dat ceva de cap, de durere de cap, timp de o lună de zile, mai merge la control. Bun, cardiologul ei i-a mai suplimentat doar 2-3 modele de pastiluțe, le avem aici. În forță am fost acum, primul an am luat forță. Dar până își face efectul, Câmpeană tot așa e, nu prea are respirație. Problema este, i-a zis doctorii, da, adică să mai slăbească și își va reveni și nu mai are nevoie de nimic după aceea. Da. Bine, Câmpeană a început un regim, inclusiv și eu, că pe lângă asta, să vă spun așa pe scurt, și eu am dat analize odată cu Câmpeană și mi-au ieșit și mie analizele proaste care m-am speriat, n-am dormit toată noaptea. Cum am mâncat, cum am băut și un pahar de whisky, bau un vin, analizele a doua zi cum am dat erau prăbușite și m-am speriat. Am fost azi la un doctor și totul e ok. Da. Oricum, noi începem regimul, nu o să mai mâncăm amândoi, ca să fie mai ușor și pentru ea și pentru mine, pentru sănătatea mea, că nici eu nu mă simt bine. Da. Stai, David. Și ciorbă avem voie? Ciorbă. Da, ciorbă avem voie. Nu, ciorbă de vacă. Da, de vacă. Ciorbă de vacă? Ciorbă de burtă, nu de vacă. Ei, vădă-ți tu de burtă, că uite, te-ai făcut un buschel. De unde vine
De la vacă vin leciorii. Ia, arată la plicinței. De la burta vacă. Ia uite. Ia uite. Nu mai arăta investiții. Trei cercuri. Un busuc, avem un busuc, hai. Păi și mușchi am. Pătrățele are. Hai. Și am un mușchi. Da, prieteni, am venit de la Severin. Uite, căcășoară. Am găsit-o pe Lumina aici, care ne-a făcut o ciorbiță. Uite, căcășoară. Mădălina a făcut ciorbiță. Mădălina a făcut-o, nu Lumina. Mădălina, auzi. Deci, prieteni, de două zile mergem la spitale, mâine mai este o dată, pentru că eu am glanda tiroidă, pe care am depistat-o azi, că este foarte mare, e triplă, de exemplu, în loc de 3 am 9, și mâine mă așteaptă doamna ca să merg la glanda să mărească doza la pastile și să-mi pună aparatul ăla aici să văd cum e. De-aia mă simt așa, mă dor mâinile și picioarele, de la glanda. Glanda e foarte periculoasă, știți, prieteni, care știe. Și de-aia mă simt și amețit și, adică și uit, adică eu dacă mănânc ceva, uit, din cauza glandei. Și, na. Mulțumim lui Dumnezeu că nu a fost ceva rău, să Doamne ferește să nu ne găsească cu vreo venă înfundată sau ceva, sau să ne zică ceva. Doar ne-a mai suplimentat, ne-a mai băgat ceva la câmpeana. Mie mi-a dat niște pastiluțe, aia nu e o problemă. Și să mâncăm mai sănătos, să nu mai mâncăm carne. Da. Bun, am venit acasă, am găsit toți nepoții, pe Lumina, și mă sună Lumina, a fost de mi-am luat apă plată și niște ceaiuri. Și Lumina vrea să ne zică ceva în direct, n-a vrut să-mi spună surpriza. Păi nu m-am că de-aia râde. Lumina nu vrea să-mi spună, a zis pe live. Râde. Numai pe vlog trebuie să-i spun, dar să-i văd reacția. Adică cum? Alex, vrea să ne prinzi pe toți, nu știu, ce reacție, ce vreau? Stai, cred că am papuci. Da, papuci. Stai și să mă duc pe partea asta ca să vă vedeți toți. Cred că am papucii alu papu. Da, da. Te prins pe toți? Da, și pe David, că pe David îl prindeam de aici. Ei, lasă pe David. Zi, uite, o prins pe mai pe ta, stai. Stai așa. Dă-te așa, e. Așa. Așa. Lumina nu vrea să ne zică. Așa. Păi, stai, zi, tata. Eu sunt aici. Haide, Armanda. Ferici de spiciu. Sunt... Lasă-mă. Cum ar fi nașa? Bă, liniște, ia. Liniște. Vorbește nașa de cuvânt. Da, nașa de cuvânt. Și Dănuț m-a rugat așa că el n-are grai să zică că e rușine. Și să zic că familia Mex se mărește. Adică? 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 De unde vine asta? Că nu înțeleg. O să avem... Dar mă! O să avem un nepoție. Tu? Cine? Udă, Doamne, tu? Nu înțeleg. Tu? Păi spune odată. Catalina! Udă, tu? Cum și voi știați, cum nu înțeleg. Udă, dragi! Nu știam, nu știam. Udă, dragi! De ce ți-a venit rău? Vine ăla de la televizor. Cine vine de la televizor? Udu, dracu, ce-a venit. Și cum să avem un nepoță. Lumea asta, de ce să-ți vine rău? Ori, uite, o bucurie asta. Eu știam ceva, dar uite, am lăsat așa sau uite. Cum? Băi, a vrut să-mi spună surpriza pe vlog. Și care e reacția? Așa? De-aia stați voi s-a nepoței, că se mulțește. Uite, avem scaunul liber. S-a împărțit cu prietenii de asta frumoasă. Uite, din unde nu dă bebeluș. Bine, și ce vreți să fie? Hai, gata, dacă eu vreau să fie fetiță. Fetiță? Da. Eu vreau băiat. Da, băiat! Patru băiat! Băiat! Bă, tu ce vreți, vreau băiat? Fetiță sau băiat? Băiat! 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 Păi, patru, le poți dai seama. Patru băieți! Asta e, că vreau nepoții! Nu, mă, trebuie o fetiță între băieți! Uite-l pe Andre, tate, cum l-am... Andre, tate! Vezi, bărbate, după... Andre, tate! Andre, tate! Și o să nașă, clar. Lasă, asta e o bucurie, că se mărește familia Mex. Păi, da. Și așa David era singur, el se juca singur, așa cu frățiorul. Păi, da. O să vină și la bronz? Păi, da. O să vină? Stai, ce? Cu el. Lasă că-i bine. Doamne ajută, să fim sănătoși. Dacă e băiat, o să-i pune... Da, uite pe Mădălina, nu spune nimica. Nu, eu nu sunt de acord. Silence. O să-i punem numele Milan. Silence, Ulf. Ce Milan? Nu, ce nume vrei să-i punem dacă o fi băiat? Nu. Vreau... Adrian. Daniel. Nu mai ce zoom. Stalo.
Ce nume? Simba. Jerry. De Simba. Simba? Îl știu pe Simba din, de la, din regele. Din regele leu. Regele. Da. Să ne punem cașcalabeți. Ai pune nume de rege, Cezăriță. Dacă e bani, nu mai pui numele Max. Da. Max? Da. Sau Dăruț. Sau Dăruț. Dacă Dăruț. Fac, îi punem numele Câmpiat. Stai. Mai începe. Îi punem numele David. Futurica. Mai încet, vorbește încet. Mami, e una asta. Stai că a zis că are o idee, ia zi. Dacă e fată, îi pui nume Floricica. Uite. Ia uite-mă la el. E o problemă. Mai încet, spune. Da, dacă e fitiță, nu pui nume Lumina. Da, Lumina. Auzi. Sau Sofia. E o problemă aici. Cine a zis că o să-l cheme Max? David! Și o să aibă numele Max și numele de familie Max. Max! Nu trebuie! Păi eu cum am numele de familie Max? Eu m-am ales! Îi pun numele Messi! Messi, auzi ce idee are în cap! Fotbalistul! Dacă nu merge asta, îi pun numele Cristiano. Da, Ronaldo. Cine s-a pus? Mai bine pune numele Mbappé și gata. Mulțumim, dar ce idee are Ronaldo ăsta? Uite, eu știu să îl pronunț. Cristiano Ronaldo. Cristina Ronaldo. Sau dacă e fată, îi puneți numele Cristina Miranda. Mihai, da. Cristi. Sau Mihaela, ca gagica mea. Mihaela. Prietenii, asta a fost ziua de azi. A fost așa mai cu supărări, că na, până moartea. Mami. Dar mulțumesc Dumnezeu, suntem bine. Tratamente asta, dar bucuria mare este că ne vine un nepoțel. Nepoată, Ciopi. Mami, poți să spun și eu ceva? Dacă el e fată, nu trebuie să îi punem numele asta, cum se spune, Mihai Lumina. Da, Mihai Lumina, da. Sau Sofia. Sau Balena. Nu, stai că are dreptate. Merge Sofia. Da, pe numele Ricky. Regin. Pune numele câine și gata. Sau lup. Sau lup. Hai, gata. Vedeți, fii atent, copii. Copii, pe rând. Leonardo, liniște și ascultați la bunicul. Eu sunt mândru de voi când vă văd pe toți așa și spuneți părerile voastre și spuneți o bucurie, sunteți cuminți, înțelegeți, spuneți pe rând. Să fie înțelegere că dacă nu, și e harababură unul peste altul așa și nu ești cu minte și vă certați, aia nu mai e, atunci alegem un supăr. Dar uite ce frumos e când ascultați pe bunii. Bunicule, mi-ai dat o idee. Dacă el o să fie băiat, noi o să-i punem numele arab. Gata, punem ce vreți voi. Suleiman. Până când vine copilul, până atunci vă gândiți, aveți timp să puneți ce nume vreți voi. Dacă e fata, pui numele Lucica. Sau dacă nu, Costanica. Bine, prieteni, gata. Sau Florida. Sau Costanica. Gata, vă gândiți pe fiecare zi, gata. Sau bine, înțelegeți o dată, opriți-vă. Gata, mai toci. Sau Luminița. Băi. Sau Sulița. Mă asculti? Gata, că se vede aici. Să trage domnul. Slănina. Trage-te din vizor. Se văd investițiile. Deci, gata, copii.
Ia tu lumina. Ce să spunem, prieteni? Asta e o bucurie. Uite. Bem și noi un pahar de suc acum. Ne faci prieteni, lumina. Fă-ne, Madalina. Hai că bem un suc acum natural, un ceai. De ce? O să fiu iar bunic. O să fiu iar. Și dacă fi, dacă ești nașă? Nu. Nu, hai să spun. Nu, prieteni, prieteni, nu, glumim. Uite, mie mi-e șor. Copii. Gata. Gata, liniște. Pune-le ca udar. Gata. Răbunte, arăsă-l. Gata, băi, alo. Liniște că vorbesc aici, băi. Liniște că vorbesc. Alex. Da, bă, prostirăți. Păi mă ascultați o dată că vorbesc hai, cu oameni. Hai, vorbește și tu mai repede. Hai, vorbește că te ia noaptea. M-am luat deja. Bun, prieteni, asta a fost ziua de azi. A fost bucuroasă că ne-am... După aia. Știi de unde știi parul? De acolo vine beijinarul. Bine. Prieteni, gata, bă, stai mă să închei vlogul, gata. Ați prostit? Gata. Păi mă las să vorbesc și eu. Bine, și dacă mă supăr pe voi, păi uite iar de lumea de voi. Gata. Prieteni, asta a fost ziua de azi, a fost cu bucurie acum, uite, lumina n-a vrut să ne zică. Noi doar ce am venit de la spital, punem vlogul și ne mai auzim cu alte vloguri. Am zis că nu mai filmez, oricum două zile nu v-am filmat, pentru că eram supărați, eram la spitale, eram agitați. Oricum, azi noapte nu prea am dormit, că eram așa cu analizele date peste cap și am văzut pe net ce înseamnă și m-am speriat. Dar este bine. Este bine, oricum intrăm la dietă, la regim, nici eu nu mai mănânc, că vreau să mă simt bine și eu și câmpeam. Și mai revenim. Este frunzor și nopoțelă cum vine. Cum vine, când s-o face. Auzi, da, voi ziceți mereu să vă să se aboneze, să dea like, dacă nopoțelă și mă dea. Ba da, prieteni, cei care nu sunteți abonați, care sunteți 20.000, 30.000 de oameni care vă uitați la noi și avem decât 6.000 de abonați, vă rog să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Bubu Max, să... Dați un like, un share, un com și un clopoțel. Sau ăla ce? Trebuie să sune? Păi nu, se apasă pe aici de fiecare dată când se dea notificare. Apăsați pe clopoțelul ăla și vlogul când îl punem, deja vă sună, vă anunță. Vă sună. Da, prieteni. Ca să știți să nu pierdeți vlogurile noastre, că nu știu, nu cred că sunt așa de importante, dar am văzut că ne iubiți și că ne urmăriți. Bine, prieteni, vă mulțumim, o seară faină, frumoasă vă dorim. Pa! Pa.